Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ovidiu Ghinea și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Agricultura la Raport. Ne propunem în această seară să discutăm despre viitorul politicii agricole comune. Nu mai e mult până când anul 2020 bate la ușă și implicit vom avea o nouă politică agricolă comună. Foarte mulți dintre dumneavoastră ne-au scris, ne-au trimis mesaje aici la redacție pentru a afla de la cei implicați și care au putere de decizie în statul român. Vor să știe oamenii ce se întâmplă începând cu 2020, dacă vor mai avea parte de acelea subvenții, cum vor fi repartizate aceste subvenții. Au fost foarte multe ipoteze în decursul timpului, s-a discutat foarte mult pe acest subiect, multe supoziții și e bine să lămurim lucrurile pentru a ști și dumneavoastră, cei care urmăriți Agro TV, ce aveți de făcut odată cu venirea anului 2020. E adevărat că mai avem ceva timp până atunci, dar știți cum e, e bine să pregătim din vreme proiectele, programele și implicit să nu fim luați prin surprindere, cum se mai întâmplă pe la noi prin țară în diverse situații. Pentru a lămuri toate aceste aspecte și multe altele, i-am invitat în această seară aici la Agricultura, la Raport, pe domnul Alexandru Potor, secretar de stat în cadrul MADR. Vă mulțumesc tare mult, domnule ministru, seara, secretar de stat, pentru faptul că sunteți din nou aici la Agro TV, la Agricultura, la Raport și cu ajutorul dumneavoastră vom încerca să lămurim cât mai multe dintre problemele pe care le au fermierii români vis-a-vis de toate aceste întrebări pe care și le pun în mod normal și firesc. Îl salut de asemenea și vreau să-i mulțumesc domnului președinte Laurențiu Baciu pentru prezența în seara asta aici la Agricultura, la Raport. Bună seara. Mulțumesc, și dumneavoastră, domnule președinte, și nu în ultimul rând, domnul Cristian Lungu, fermier. Bună seara și dumneavoastră. Bună seara. Și vă mulțumesc pentru faptul că ne onorați cu prezența și sunt convins că și cei de acasă vor aprecia emisiunea noastră. E o dezbatere liberă, o dezbatere interesantă, sper eu, pentru toți cei care vor să își clarifice anumite aspecte. Și aș vrea să încep discuția noastră cu domnul ministru secretar de stat Potor, pe care aș vrea să-l întreb ce așteptări ar trebui să aibă fermierii români odată cu venirea anului 2020 și care este poziția României. Pentru că în această perioadă se tranșează lucrurile, sau mă rog, e o perioadă în care lucrurile încep să se sedimenteze, să se pună la punct. Fiecare stat vine cu un punct de vedere, care e punctul nostru ca și țară de vedere vis-a-vis de anul ăsta 2020, dacă ținem cont și de faptul că Marea Britanie va părăsi acest spațiu european, cel puțin așa se pare, și implicit bugetul Uniunii Europene va avea de suferit din această cauză, din acest motiv. Vă rog. Sunt foarte multe lucruri de spus vis-a-vis de acest subiect. Ar fi greu să le rezumăm în puține cuvinte, dar o să avem poate cu cele mai importante. Avem timp, avem două ore la dispoziție, așa că le putem lămuri. Prima problemă este legată de bani. Comunicarea Comisiei, care a fost publicată pe 29 noiembrie anul trecut, în care s-au expus primele, hai să spunem, idei vis-a-vis de ce va însemna politica agricolă comună după 2020 și care comunicarea a fost pretextul pentru foarte multe dezbateri care au fost susținute în țările membre între agricultori, reprezentanții autorităților publice și, pe de altă parte, și Comisia la nivel de Bruxelles. Toată această comunicare nu s-a referit foarte mult la bani, pentru că și comisarul european Hogan, comisarul pentru agricultură, a spus că așteaptă adoptarea, sau de fapt documentele programatice pentru cadrul financiar multianual, care cuprinde finanțarea pentru toate politicile importante la nivel european. Dar, cu toate faptul că nu s-a vorbit mult despre bani în această comunicare, bineînțeles că statele membre au discutat asupra acestui aspect și au încercat să afle cât mai multe informații, să își consulte fermierii pe subiectul acesta. Și poate că ăsta e primul lucru care și noi trebuie să-l reiterăm. România se pronunță în favoarea menținerii unui buget pentru agricultură, pentru politica agricolă comună, cel puțin la nivelul perioadei 2014-2020, pentru că politica agricolă comună este atât de importantă pentru continent, încât nu poate fi, să spunem, victima unei tăieri de fonduri, chiar dacă se pune problema ieșirii Marii Britanii din Uniune. Aici au fost multe discuții și întrebări adresate Comisarului European, care a recunoscut următorul aspect, că politica viitoare agricolă comună va trebui să facă
față unor provocări multiple. Pe de o parte, în condițiile unor reduceri bugetare la nivelul întregului buget al Uniunii, deci pentru toate politicile, noi va trebui să răspundem unor provocări mai mari în domeniul politicii agricole comune. Și concluzia a fost în felul următor, că va trebui să gestionăm mai bine banii pe care avem la dispoziție în bugetul dedicat politicii agricole comune, dar în același timp banii pe care avem la dispoziție vor trebui să fie alimentați și cu noi bani, fresh money, pe care să răspundă acestor noi provocări. Aici se conturează o opțiune care a fost, poate destul de evidentă, faptul că țările membre ar putea să-și crească contribuția la bugetul Uniunii Europene. Astăzi plecăm de la... Există o cifră sau un procent cu care aceste țări ar trebui cifrele să sunt vehiculate între 1,1 și 1,3% ca și poziție de creștere a contribuției la bugetul comunitar. România îmbrățișează o asemenea, să spunem, tendință de a fi de acord cu creșterea contribuției la bugetul Uniunii, pentru că asta este singura soluție pentru a menține această, din punctul de vedere, una dintre cele mai bune soluții de a menține această finanțare adecvată politicii agricole comune și nevoilor pe care țara noastră le are, inclusiv pe partea de dezvoltare rurală, dar și pe partea de plăți directe. Și că am pronunțat cele două elemente de context. A doua chestiune foarte importantă pentru noi este menținerea finanțărilor prin cei doi piloni, partea de plăți directe și partea de dezvoltare rurală, pentru că aici a fost o discuție mai largă în care au fost voci care puneau problema că partea de dezvoltare rurală ar trebui să fie mai bine alipită cumva politicii de coeziune pentru a nu exista suprapuneri și dublări de finanțare. În condiții în care în partea de dezvoltare rurală noi finanțăm foarte multe proiecte dedicate fermelor, dedicate întreprinderilor și procesării producției agricole, instalării fermierilor, e clar că aceste intervenții sunt indisolubil legate de agricultură și de investiții care să fie gestionate de către statul membru prin intermediul instituțiilor abilitate. Deci, practic, nu vedem de ce ar trebui să decuplăm partea de investiții de bugetul politicii agricole comune. Dincolo de asta, mergând mai mult pe partea de elaborare vis-a-vis de viitor, s-au luat în calcul două discuții foarte importante, convergența internă și convergența externă. Și o să iau în ordine, cu cea care ne-a spus, convergența internă. În cazul acesta al convergenței interne se pune problema următoare. Analizele la nivel comunitar, așa cum au fost ele prezentate de unele părți, ar arăta că ar fi o presupusă disproporție a împărțirii banilor între fermele mari și mici. Vreau din start să spun un lucru foarte important. Ministerul Agriculturii nu face o diferență sau, de fapt, nu favorizează un fermier mare sau mic sau mijlociu în defavoarea altcuiva, dar ne pronunțăm foarte clar împotriva ideii de plafonare a plăților directe, a plăților pe suprafață. Pentru că, între variantele prin care se poate echilibra, hai să spunem, plata acestor stipendii, acestor surse către fermieri, considerăm că aceasta a plafonării, varianta plafonării este cea mai proastă posibilă. Avem posibilitatea unei plăți redistributive, așa cum noi o aplicăm deja, pentru a îndrepta anumite surse financiare mai mult către fermele mici și mijlocii acolo sau cele care se confruntă cu condiții speciale și, prin urmare, acest mecanism este cel pe care noi îl favorizăm și îl îmbrățișăm, nu un mecanism al plafonării. Aș vrea să știu și poziția fermierilor, pentru că știu că domnul președinte Baciu a mers la începutul lunii martie la Bratislava și ați avut o serie de discuții acolo cu reprezentanții țărilor V4, Lituania, Bulgaria, Croația și România s-au întâlnit și ați discutat despre viitorul politicii agricole comune. Da, este a treia întâlnire, de fapt, desfășurată în spațiu, să spun, estic al Europii. Practic, e vorba de cele 12 țări care au intrat ultimele în Uniunea Europeană. Vreau să vă spun că cu două luni înainte ne-am întâlnit la Varșovia pe aceeași temă, dar un număr mai mare de țări, unde subiectul principal a fost
tocmai aceste discuții privind viitorul PAC. Este foarte adevărat că împreună am ajuns și la o concluzie la semnarea unei declarații care va ajunge pe masa comisiei, în care nu că ne-am impus condițiile, practic prin acel document ne-am exprimat dorința noastră cam cum ar vrea să arate nou PAC. Vreau să spun că interesul fermierilor din țările amintite este același. Vorbim de țări din Europa de Est, oarecum. Europa de Est, da. De unde și știți prea bine, am făcut și public, unii la unison cer așezarea, sau mai bine zis, uniformizarea subvențiilor, pentru că dacă tot pretențiile aderării la UE a fost că suntem într-o comunitate europeană și trebuie să respectăm niște reguli, ar trebui să avem și aceleași drepturi, pentru că ne aflăm pe o piață comună și e o discriminare, la ora care vorbim putem să spunem că e o discriminare între fermierii din Est și fermierii din Vest. Știți prea bine că sunt diferențele foarte mari în ceea ce privește sprijinul pe subvenții. E adevărat, cum spunea și domnul ministru, acum suntem într-o etapă a tatonărilor. Practic se culeg informații din toate țările membre. De asta o discuție la nivel de țară am avut-o deja cu luni în urmă cu Ministerul Agriculturii. Acum, chiar pe data de 9, am avut o discuție în grupul de dialog civil al Comisiei de la Bruxelles, unde ca subiect e, în primul rând, ca un subiect foarte important pentru noi a fost înverzirea. De fapt, pe segmentul grupului de dialog civil au mai fost întâlniri, au mai fost pe 6 februarie, vor mai fi încă. Cine este clar acum că pe lângă tatonările care le facem, nu se vorbește de un buget. Că nimeni la ora asta încă nu știe care va fi bugetul final al Uniunii. E o lucrare în stand-by, și aici mă refer la Brexit, încă unde continuă negocierile între Uniune și Marea Britanie și încă nu se știe rezultatul. Dar de ce am fost asigurați la Bruxelles este că se fac eforturi ca bugetul să nu fie mai mic, adică să nu se resimtă ieșirea Marii Britanii. Un lucru care nouă, unii, dacă stăm și ne gândim la o evoluție, ne-ar părea normal ca bugetul să crească din exercițiu în exercițiu. Pentru că condițiile sunt altfel, altele. Fermierii trebuie să răspundă cu alte producții, că necesarul de hrană este altul și tot așa înlănțuit. Dar, v-am zis, discuțiile continuă și vreau ca să spulberăm aici toate legendele care circulă prin spațiu public. Că, în final, cei care au putere de decizie acolo, și vorbesc de final, va fi rezultatul Consiliilor de Ministri și, bineînțeles, ceea ce va ieși din Parlamentul European. De aia am zis că efortul nostru a fermierilor pentru a ca România să meargă acolo cu lecții bine învățate, e să strângem rândurile lângă Ministerul Agriculturii și să găsim soluțiile care, într-adevăr, avem nevoie de ele. Practic, în afară de unele consultări, știu eu, amiabile, rolul fermierilor acolo nu prea are locul, că totul se discută între, exact, se decide între Consiliul de Ministri și ceea ce se va obține din Parlament. Aici cred că o sarcină importantă
pe lângă Ministerul Agriculturii, le revin și acelor europarlamentari care ne reprezintă în Parlamentul European. O să dialogăm și cu un europarlamentar în seara asta, suntem un pic mai târziu. Suntem în idee. Deci este și rolul europarlamentarilor, care mă miră faptul că n-au luat încă contact cu fermierii ca să vadă care sunt cerințele fermierilor în România, pentru că ei acolo, rolul lor acolo este de a apăra interesele statului român și nu au rolul de a fi popular, de a fi socialist, de aia e discuții la altă masă, dar când vorbim de un viitor al țării, practic toți trebuie să fie la unison și trebuie să fie bine informați cu ce vrea poporul român și să susțină cauza acolo. Avem un telespectator care profită de prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii noastre și dorește să dialogueze cu invitații mei. Bună seara! Alo, bună seara! Să trăiți! Ne auziți? Da, pot să vorbesc? Da, vă rog, vă ascultăm. Sunteți în direct. Da, suntem în direct. Deci am o întrebare. Vă rog. Despre legea 571/2003, articolul 83. Conform pentru arendare pentru pământ, știți? Deci eu am niște pământ dat la un patron aici care a luat pământul de la oameni. Mi-a venit de la fisc să plătesc eu cantitatea de grâu care o primesc de la asociat. Așa. Da. Cum să plătesc eu? Asta patronul plătește pe asociație, nu? El e subvenția de la stat. Plătește el odată cantitatea de grâu care o recoltează la fisc. Mai plătesc și eu odată cantitatea de grâu care o primesc de la el tot la fisc. Mi-a venit să plătesc la fisc. Asta mă leagă pe mine. Și eu plătesc impozitul pe pământ la primărie, pământul proprietatea mea. Deci eu aș fi cum aș cumpăra grâu de la piață. M-aș duce la piață și cumpăr 200-300 kg de grâu cu banii mei. Eu pentru ce am dat pământul la patron, pentru ce plătesc impozitul la primărie, dacă trebuie să mai plătesc și cantitatea care eu o primesc de la patron. Bine, s-a înțeles întrebarea dumneavoastră. Bine, mulțumim mult de tot pentru telefon. Îi putem răspunde, domnule ministru? Da, mi se pare un pic ciudată situația pe care o explică dânsul, că plătește și impozitul, dacă am înțeles eu bine, plătește impozit pe... pe venit. Pe venit. Bun, dar asta este o situație generală. Nu cred că e o problemă numai a celor care obțin venituri din agricultură. Sau nu am înțeles eu bine ce... Aici nu e o situație generală. Discuția se poartă de foarte multă vreme. Cel puțin eu cu Liga Asociațiilor Producătorilor Agricole o avem ca temă de vreo 6-7 ani de zile pe Ministerul Finanțelor. Nu am găsit înțelegere până acum pentru că dânsul are dreptate. Jumătate din ce a spus dânsul are dreptate. Faptul că finanțele percep ca renda pe care i-o dăm, eu trebuie să-i tai factură. Factură din care se vărs TVA-ul, pentru că el nu este plătitor de TVA, deci plătesc eu odată 19% sau cât e TVA-ul acum la grâu și plătește și el pe aceeași cantitate, plătește impozit pe venit. Deci este o dublă impozitare. Realizează un venit. Ca să nu vă mai zic de altfel, că fiscul când vine îți socotește această arendă cu adaus comercial. Deci, practic, prețul ți-l stabilește Consiliul Județean în funcție de prețul din piață. Da. Iar eu când dau arenda, practic o adaug cu adaus comercial. Cel puțin dacă ni se cere să-i punem și TVA, ar trebui să ne lasă măcar la prețul de cost. Dar eu obțin grâu, să spun, cu 40 de bani și eu trebuie să
el socotesc arendatorului cu 60 sau cu 65 de bani cât este piața, la care eu adaug TVA-ul și îl vărs la bugetul statului, iar fiscul vine pe de cealaltă parte și pentru veniturile care le obține din arendă proprietarul de teren, plătește încă 16%. În ceea ce privește subvenția, vreau să vă lămuresc și să fie foarte clară. Subvenția se dă pentru acoperirea cheltuielilor celor care lucrează terenul. Da. Pentru acoperirea cheltuielilor. Că dacă nu ar fi această subvenție, veniturile obținute din cultivarea terenurilor i-ar duce pe toți la faliment. De-aia s-a și găsit soluția asta europeană de a ne ajuta. Sau dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, prețurile în galantare ar lua o razna. Deci este și o protecție. În final, această subvenție se duce pe consumator. În final, la consumator ajunge. De-aia o primește cel ce lucrează terenul. Cred că și acolo, poate că dacă lucrurile sunt și în varianta asta, Ministerul Finanțelor a ales să defalce plata aceasta a impozitelor, sub orice formă ar fi, să fie și asupra celui care, până la urmă, este beneficiarul final a banilor, că îi primește de la cel care îi lucrează terenul, probabil pentru a constitui asigurări sociale. Pentru că dacă s-ar plăti totul numai la nivelul firmei, s-ar putea că el să nu mai poată să beneficieze de o asigurare socială. Da. Deci am purtat în discuții cu Ministerul Finanțelor pe subiectul ăsta. Vedeți că până la urmă noi arenda întotdeauna am socotit-o ca un element de cheltuială. Iar finanțele vin și interpretează ca și cum facem o vânzare către arendator. Ceea ce nu este corect în calcul este că pentru unii, și nu se aplică aici, știți prea bine că impozitul nu se aplică decât de la o anumită valoare, ori arendatorii în situația asta nu sunt prinși în aceeași schemă și poate singurul venit care îl are într-un an de zile un proprietar de genul ăsta este exact aceeași sumă care împărțită la cele 12 luni îi vine 20-30 de lei pe lună și ar trebui să nu plătească impozit. Dar această schemă de plată nu este prinsă în acel ajutor și astfel se întâmplă ce spune domnul, să fie și el impozitat și să fie impozitat și fermierul. Domnul Lungu. Ce pot să spun este că la tema domnului care a sunat este că ar trebui autoritățile să aplice foarte mult asupra multor nereguli care sunt în desfășurarea exactă a activității atât a arendașului cât și a arendatorului. Pentru că de aici se nasc foarte multe probleme. Iar pentru că n-aș vrea să intru în detaliu, pentru că nu e treaba mea, e treaba fiscului, chiar și a Ministerului de Finanțe, eu aș vrea să spun că mă aștept de la nou PAC, pentru că sunt reprezentantul fermelor de familie, la o încurajare foarte multă, foarte mare din partea autorităților și mă refer aici la plata pe schemele care se aplică în diverse culturi, pentru că Și mai ales aș vrea ca să țină cont de faptul că fermele de familie se pot realiza ca și ferme integrate. Sunt câteva zeci de familii, de ferme de familie care la ora actuală lucrează la partea de procesare. Aici mă refer la fermele producătoare de lapte de vacă. Vă rog să vă țineți ideea, pentru că vreau să dezvoltăm acest subiect după câteva minute de publicitate. Trebuie să luăm o scurtă pauză comercială și după pauză revenim cu acest subiect și cu multe alte subiecte.